Nu există gata. Avem așa, explicităm modulul. Dar de fapt ce face modulul? Bun, modul din 3, cu cine este egal modul din 3? 3. Egal cu 3. Iar modul din minus 3? 3. Egal cu 3. Deci nu ține cont. Transformă întotdeauna orice număr real într-un număr real pozitiv. Asta face modulul. Deci, unui număr real, oricărui x, îi pune în corespondență modul din x, care este totdeauna un număr pozitiv. Vorbim despre explicitarea modulului. Modul din x egal cu? Egal cu x dacă ăsta e pozitiv. Deci egal cu x dacă x e mai mare, egal decât 0. Și cu minus x dacă x e negativ. Deci rămâne așa. Modul dintr-o expresie egal cu expresia dacă ea este pozitivă. Și egal cu minus expresia, minus ce este întrebare dacă este negativă. Cu alte cuvinte, dacă vreți avea modul din 7x plus 1, egal cu? Cu cine vă spune? 7x plus 1 dacă 7x plus 1 este mai mare egal decât 0. Și egal cu minus pe lângă 7x plus 1, de fapt cu semnul minus, expresia respectivă, dacă această expresie 7x plus 1 este negativă. Așa spunem că am explicitat modulul. Deci atât, modulul egal cu exact expresia dintre cele două pare, dacă expresia e pozitivă, și trebuie să fac semnul expresia acum. Deci trebuie să văd pentru ce x se întâmplă chestia asta. Și e ușor de observat pentru x și care. X și care aparțin la minus 1 pe, 1 pe 7, dar plus infinit se întâmplă treaba asta. Iar din place, pentru x și care aparțin de la minus infinit la minus 1 pe 7. Am luat aici deschis pentru că inecuația este strictă. Altfel spus, dacă aș face tabelul de variație a semnului 7x plus 1, pe intervalul de la minus 1 pe 7 la plus infinit vom pune plus, iar pe intervalul la minus infinit la minus 1 pe 7 vom pune la 7x plus 1 semnul minus. Deci, să încercăm să facem tabelul de variație a semnului x de la minus infinit la plus infinit pentru 7x plus 1. 7x plus 1. În minus 1 pe 7 se întâmplă, nu? Să fie 0. Și știți bine că dacă socotim un x de la minus infinit la minus 1 pe 7, și facem valoarea în punctul respectiv, vom obține un număr negativ. Asta înseamnă cu semnul. Deci dacă eu înlocuiesc un x de aici, minus 1, minus 2, obțin aici o valoare negativă. Deci a face semnul înseamnă a te interesa de acei x pe care dacă înlocuiești în expresia respectivă, nu? Să constați ce fel de numere îți obții. Care sunt imagine? Că dau nu poți să gândesc ca o funcție. Și imagine ce fel de numere? Sunt negative, pozitive, iată, negative și în partea asta pozitiv. Și acum, semnul funcției de gradul 1, cum spunem, da? Semnul funcției de gradul 1. Dar asta trebuie să înțelegi când face semnul, că de fapt ne interesează ce x, pe care dacă înlocuim expresia respectivă devine număr negativ sau respectiv număr pozitiv. Acum, vreau să vă spun că este de mare folos în explicitarea modulului. El din clipa de față, când am de explicitat un modul, nu mai pierd timpul cu chestia asta. Fac tabelul de variație a semnului și mă uit pe zona unde 7x plus 1 e negativă, deci pe zona unde e negativă, schimb semnul, deci modulul înseamnă să iau cu semn schimbat, uitați, pe minus infinit minus 1 pe 7, pe acolo e negativă, schimb semnul expresiei și modulul voi spune că e egal cu minus 7x plus 1, iar pe unde este pozitivă, pe intervalul pe unde, nu? Modul, expresia asta este pozitiv, 7x plus 1, acolo o las expresia exact așa, că dacă este pozitivă, modulul înseamnă să rămână exact expresia de întrebare. Când e cu semn schimbat? E cu semn schimbat când este negativ. Da? Asta este foarte important. În explicitarea modulului, n-am să pierd timpul de acum cu chestia asta, ci foarte... Nu? În altă fac tabelul de variație semnul al modulului respectiv și mă apuc de lucru. Bunoară, dacă mi se spune așa, să se rezolve ecuația. În modul din x plus 1 minus modul din minus 5x plus 2 egal cu 3. Deci dacă ne se propune să rezolvăm această ecuație, în mod normal ar trebui să explicăm cei doi moduli deoparte, dar acum, după ce am descoperit chestia asta, nu stau prea mult pe gânduri, ce am să fac ce lucru. Tabelul de variație a semnului, x de la minus infinit la plus infinit, îi fac mai întâi semnul x plus 1,
care are ca rădăcină pe minus 1 în dreptul său 0, la stânga minus, da? Plus. Apoi, minus 5x plus 2, care are ca rădăcină pe cine? Minus 5x plus 2 are ca rădăcină 2 pe 5. 2 pe 5 e o valoare pozitivă dincolo. Deci stânga minus, stânga la semnul contrar, plus. În mod sigur, dacă lovesc un x de la minus infinit până la 2 pe 5, expresia asta este un număr pozitiv. Uitați, dacă lovesc pe x cu minus 1, se întâmplă că apare minus 5 ori minus 1 face 5 cu 2, 7. Deci un număr pozitiv, să înțelegem. Și pe urmă, minus. Și pe mine m-a încurcat foarte tare, ce mă încurcam? La 6 moduri. Pentru că aș fi rezolvat foarte repede ecuația, dar modulul mă încurcam. Acum încep să scriu ce devine ecuație pe interval. Voi studia ecuația de la minus infinit până la plus, cu x și de la minus infinit la plus infinit. Cazul 1. Spune așa, cazul 1. Cazul 1. X aparține de la minus infinit la minus 1. Închis, să zice. Ecuația devine, adică voi scăpa de modul de asta, nu se spune acesta că ecuația devine. Când x-ul deci la minus infinit la minus 1, ecuația devine. Ce devine de la minus infinit la minus 1? 2 ori. 2 ori. Am ajuns la modul de x plus 1. Cu ce semn x plus 1? Deci 2 pe lângă minus x minus 1 minus. Am ajuns la al doilea modul. Al doilea modul este cu plus. Deci rămâne așa expresie data asta. Nu mai schimb semnul. Deci minus pe lângă minus 5x plus 2 egal cu 3. Și asta e echivalent cu minus 2x minus 2 așa, plus 5x plus 5x, dacă nu este atent, minus 2, egal cu 3. Echivalent cu minus 7x nu, plus 3x plus 3x, 4 și cu 3, egal 7, da? X egal cu 7 pe 3. X egal cu 7 pe 3. Nu mă trebuie să accept soluții decât dacă se află în intervalul de studiu. Când noi am spus ecuația devine pentru acești X. Și ca să fie soluție, trebuie să văd dacă se aparține și într-un interval. 7 pe 3 aparține oare intervalului minus infinit minus minus infinit minus 1? Nu. Deci 7 pe 3 nu aparține. Deci nu aparține și atunci rezultă că x egal cu 7 pe 3 nu este soluție. Da? X egal cu 7 pe 3 nu este soluție. Așa s-a întâmplat în cazul 1. Cazul 2. Care ar fi cazul 2? X aparține acum de la minus 1 deschis până la 2 pe 5 închis. 2 pe 5 închis. Ecuația devine. Da? Ecuația aceea care am de studiat, asta cu moduri, devine, scap de moduri, adică. Ce va deveni? 2. Pe lângă, am ajuns la x plus 1. X plus 1 cum este pe zona de la minus 1 la 2 pe 5? Pozitiv. De ce se întâmplă? Dacă e pozitiv, rămâne așa. Deci 2 pe lângă x plus 1. Minus. Am ajuns la al doilea modul. Al doilea modul cum este pe zona dintre minus 1 și 2 pe 5? Pozitiv. Rămâne așa. Cum e întrebare? Deci e nevoie minus 5x plus 2. Minus 5x plus 2 egal cu 3. Echivalent cu 2x plus 2 2x plus 2 plus 5x minus 2 egal cu 3. Ceea ce înseamnă 7x egal cu 3 x egal cu 3 pe 7, da? 3 pe 7. Ca să o accept ca soluție, trebuie să văd exact un interval în care studiez eu. În zona minus 1, 2 pe 5. Dacă se află aici, o accept. Dacă nu, nu accept. Ia să vedem, 3 pe 7 aparține 3 pe 7 aparține cui? Spun. Minus infinit. Minus 1. 2 pe 5. Dacă da, ce ar trebui să fie? 3 pe 7 trebuie să fie mai mic decât 2 pe 5. Deci 3 pe 7 3 pe 7 trebuie să fie mai mic decât 2 pe 5. Ca să fiu, nu? Să pot accepta. Și acum fac aici calculul și echivalent cu ce? 15
mai mic decât 14. E corect? Da? 15 mai mic decât 14 înseamnă că este soluții. Abia acum spun. X egal cu cât? Am greșit, da? Păi de-aia sunteți atât de răși. De 15 nu ne mic decât 7. Dacă ar fost mai mic, ce spuneam? Deci dacă ar fost mai mic, o acceptam. Acum ce spun? X egal cu 3 de 7 nu este soluție. Dar vă rog să fiți foarte atenți că pot din foarte multe ori să las așa, să văd dacă sunteți pe fază sau nu, dacă mă urmăriți. Sau stați așa ca la spectacol. Deci lucrurile acestea elementare, sigur că îți trec cu gândul să văd dacă mă urmăriți sau nu. Nu este soluție. N-a fost nici cealaltă soluție, nici asta. M-am destudiat o singură zonă. Care ar fi cazul 3? X aparține de la... De la 2 pe 5, deschis la plus infinit, ecuația devine. Ce devine ecuația în clipa în care ieși sunt de la 2 pe 5 acolo? Primul motor e pozitiv. Rămâne așa. 2 pe lângă. X plus 1. Al doilea modul este negativ. Îi schimbăm semnul. Deci minus și schimbându-i semnul, vine 5X minus 2. 5x minus 2 egal cu 3. Echivalent cu, se lucrează aici prin 2x minus 5x face minus 3x. 2 plus 2, 4. Dus din partea cealaltă, minus 4, 3, minus 1. X egal cu 1 pe 7. X egal cu 1 pe 7, ca să fie de acceptat. De 3, 3, 2 plus 2, 4, 3, minus 1, deci da? A, așa am greșit. Deci egal cu 1 pe 3, x egal cu 1 pe 3. Și ca să o acceptăm ca soluție, trebuie să fie ce 1 pe 3 ăsta? Exact. Trebuie să aparțină de la 2 pe 5 încolo. Adică trebuie să fie mai mare decât 2 pe 5. Da, să fie mai mare, ca și cum aș spune că 5 e mai mare decât 6. 5 e mai mare decât 6, așa ar veni. Nu. Înseamnă că nici x egal cu... Cu cine voi spune? X egal cu... 1 pe 3. X egal cu 1 pe 3? Nu este soluție. În final, ecuația asta pe care am propus-o, ecuația asta nu are nicio soluție. Răspunsul ar fi că mulțimea de adevăr înseamnă mulțimea vidă. Da? Mulțimea vidă. Niciun X nu este, nu găsesc niciun X pentru care, pe care să-l înlocuiesc și să-l transform în relația asta într-o chestie adevărată. Nu există niciun X. Da? X aparține mulțimii vidă. Vreau să mă revăd încă o dată. Din clipa de față, ecuația cu modul nu mai consideri pentru mine o surpriză. Cum voi face? Pentru câți moduri intră în componența ecuației respective, fac tabelul de variație a semnului pentru toți modulii, după care începem să studiem pe intervale. Apare aici și succesiunea intervalelor, pentru că prezența rădăcinilor a fiecare expresie de aici înseamnă ce? Înseamnă ruperea intervalului de la minus infinit la plus infinit, apar sub intervale și începem discuția pe fiecare din cazuri de acestea. În fiecare din situațiile pe care, în fiecare din situații pe care o analizăm, vom constata că nu mai avem moduri, nu? Și avem o ecuație banală. Găsit X-ul și mă întreb dacă este bun sau nu, adică întreb. Acest X se află în intervalul de studiu pentru că noi ne-am spus așa X-ilor, X-ilor. Vă propun să fiți, vă las libertate să fiți de la minus infinit până la nu știu ce valoare. Și atunci X de acolo căutăm, din zona respectivă. Și așa, deci rezolvăm ecuații cu moduri. Să vedem cum rezolvăm inecuații cu moduri. Inecuații cu moduri. Iată dacă avem de rezolvat inecuația. Am să o iau pe aceeași inecuație. Deci care ar să fie? 2 modul din x plus 1 minus modul din minus 5x plus 2 așa mai mare decât 3. Asta înseamnă că am făcut o inecuație. Este o inegalitate. Da? Deci am transformat-o într-o inecuație.
Și fiind am tabelul de variație a semnului pentru toți modulii, încep studiul ca și mai înainte. Cazul întâi. Cazul întâi. Când x aparține de la minus infinit, la cine? La minus 1. Inecuația devine tot exact așa ca și mai înainte, pe interval apărut, apare 3x mai mare decât 7. Deci echivalent cu 3x mai mare decât 7. Asta a fost inecuația, că doar s-a transformat egalul. În ce s-a transformat? Da? 3x mai mare ca 7, echivalent x mai mare decât 7 pe 3. X mai mare decât 7 pe 3 înseamnă că x aparține de la 7 pe 3, da? De la 7 pe 3 deschis, inegalitatea este strictă, 7 pe 3 la plus infinit. Dar dacă x-ul am spus de la minus infinit la minus 1, deci punem x aparține de la minus infinit la minus 1 și acum trebuie să găsesc zona comună. A găsit soluția, înseamnă a face intersecția. E, se vede că intersecția rezultă x aparține mulțimii linii. În concluzie, de, lucrând, am ajuns la această inecuație, am găsit x-ul aparține, dar aici și am spus că la minus infinit la minus 1, intersecția e pe mulțime de litere. Cazul 2. Cazul 2. Am rezolvat aici, am ajuns la inecuația 7x, sau ce era aici? 5 cu 2, 7x, mai mare ca 3. 7x. Da, 7x mai mare ca 3. Deci pentru x aparține de la minus 1 la 2 pe 3, pe 5. 2 pe 5, însemna 7x mai mare ca 3, ceea ce înseamnă echivalent x mai mare decât x aparține de la 3 pe 7 deschis la plus infinit. Dar aici, în cazul ăsta, ne-am spus că au voie să fie de la minus 1 la 2 pe 5. Și acum să vedem zona comună. Intersecția dintre așa, 2 pe 5, ia să vedem dacă luăm pe axa reală ca să percepem și mai bine. Deci minus 1 este aici până la 2 pe 5. Și 3 pe 7 unde să-l pun? Să mai încași? Aici să-l pun, da? Dacă pun aici 3 pe 7, ca și cum aș spune 15, e mai mic decât 14. Nu e bine. 3 pe 7 trebuie să-l pun în partea de-aia. Deci 3 pe 7, așa l-a pus infinit. Există zonă comună? Există intersecții? Nu. Vă spun, din X aparține mulțimii litere. Cazul 3. În cazul 3, x aparține de la 2 pe 5 la plus infinit și lucrând acolo am găsit minus 3x mai mare, minus 3x mai mare decât minus 1 a fost. Vă amintiți așa, minus 3 mai mare decât minus 1. X mai mic decât 1 pe 3. Că se muncești cu minus 1, am împărțit pe minus 3, x mai mic decât 1 pe 3. Adică asta înseamnă că x aparține de la, dacă mi-e mic decât 1 pe 3, de la minus infinit la 1 pe 3. Dar x-ilor ne-am spus că au voie zona 2 pe 5, 2 pe 5 la plus infinit. Să vedem acum dacă am zonă comună din nou. Dacă ar fi 2 pe 5 în interior, de fapt ar fi ca 6 mai mic decât 5. Nu e adevărat. Deci x aparține mulțimii. În final, soluțiile dintre cele trei intervale trebuie reunite. În final, voi spune că soluția înseamnă x aparține mulțimea vidă, reunit cu mulțime vidă, reunit cu mulțime vidă. Care înseamnă, în total, mulțime vidă. Nici la inecuația asta, el a receptat, nu am găsit nicio valoare mai mare, probabil dacă spuneam cu mai mic, dacă luam cu mai mic, probabil că aveam zonă comună și găseam soluții. Am avut inspirația, neinspirația, cum se spun, de a socoti inecuația cu mai mare. Și atunci, iată, n-am găsit nicio soluție. Nu are nicio importanță, ci tehnologia de lucru. Și la ecuații, și la inecuații, care, este, care sunt etapele? Facem repede tabelul de variație, da? Pentru toți modulii.
și se explicitează pe interval. În ecuația sau ecuația divine. Analizând pe fiecare din interval. După care, în clipa în care am ecuații, găsesc o valoare sau niște valori și le accept pe acele care se află în intervalul de studiu, iar la inecuații găsesc un interval. Și intersectez intervalul de studiu cu ceea ce am găsit și aceea de soluții. Deci rezultatul intersecției este soluție. Și la fiecare etapă fac asta. Dacă la ecuații mă întrebam care din valorile găsite se află în intervalul de studiu, acum găsesc un interval și caut zona comună. Adică tocmai găsesc acei care sunt și, și în intervalul de studiu și corespund și ca soluție, ca răspuns la ecuații respective. Și zona comună este cea care mă interesează. Și atunci am soluții 1, soluții 2, soluții 3, soluții 4 și în final voi avea soluția însemnând ce reuniunea s-a luat, tot ce am găsit până acolo. Deci punerea la un loc a tuturor mulțimilor, reuniunea mulțimilor respective constituie soluția. Nu se numește așa. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor. Algoritmul, adică pașii. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor cu moduri. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor cu moduri. Pasul 1. Tabelul de variație a tuturor expresiilor din modul. Tabelul de variație a semnului. Tabelul de variație a semnului a tuturor expresiilor din modul. De ce fac chestia asta? Tabelul de variații? Mă arătesc, spuneți, pentru a explicita modul. Deci asta e modul. Pasul 2. Ce facem la pasul 2? Analizăm ecuația sau inecuația pe fiecare din interval. Analizăm ecuația sau inecuația pe fiecare din interval. Selectând cu atenție pe fiecare din interval, soluția. Adică am grijă să văd ce valori le accept, dacă sunt în interval de studiu sau dacă am intersecții. Și în pasul 3, ce înseamnă? Soluția finală, reuniunea tuturor soluțiilor. Da? Soluția finală înseamnă reuniunea tuturor soluțiilor, mulțimilor. Reuniunea tuturor mulțimilor. De ce am ținut să pun acum chestiunea asta? Foarte des, în multe exerciții, pot să ajung să fiu pus în situația de a rezolva niște inecuații cu moduri sau chiar sisteme de inecuații. Iată, dacă mi se dă următoarea funcție, fie funcția f de x egal cu arc sinus de 2x minus modul din x plus 4 supra 5x minus modul din minus 3x plus 1. Întrebare față, nu am indicat decât de legea. Funcția respectivă este un arc sin. Dar arc sinusul este o funcție foarte pretențioasă. Ce cere argumentul lui Axim? Deci argumentul lui Axim, întreaga, da, expresie de aici, să fie cuprinsă între minus 1 și plus 1. Deci condiția care o pun rapid este ca 2x minus modul din x plus 4 supra 5x minus modul din minus 3x plus 1 să fie între minus 1 și plus 1, adică mai mare egal decât minus 1. Și aceeași 2x minus modul din x plus 4 supra 5x minus modul din minus 3x plus 1 să fie mai mic egal decât 1.
Și încă văzând că am de-a face cu o fracție, numitorul să fie diferit de 0. Adică voi spune 5x minus modul din minus 3x plus 1 să fie diferit de 0. Rezolvarea acestui sistem de condiții înseamnă, de fapt, găsirea puținei valorilor, descoperim x pe care variabile ai poate parcurge, deci găsim domenii de definiție. Eu n-am indicat decât legea, și a rămas în sarcina noastră să stabilim domenii de definiție la această funcție. Și acum ne apucăm de lucru. Ce ne pune în lucrul acesta? Pentru a da prima inecuație sau a doua, ce anume ne curcă foarte tare? Modulele aceștia. Dar pentru ei avem acum rețetă, știm exact cum se procedă. Hai la tablă, repede. La tablă, dacă ieși, o să fii foarte activă. Deci, aici undeva sus, facem tabelul de variație semnului ca să... Facem tabelul de variație semnului ca să putem explicita modulul. Da, minus infinit plus infinit. Da. Bine. Da. Rădăcina este 1 pe 3. Da. Și începem pe cazul 1. Cazul 1. Pentru x aparține de la minus infinit la minus 4. Trebuie să-și vorbești. Da? Minus infinit la minus 4 închis. Sistemul devine. Luăm tot sistemul. Noi avem așa puternic, da? Nu la lucru. Sistemul devine. Ce devine întreg sistemul de condiții? 2x. Pe aia la modul. Plus x plus 4. Plus x plus 4, corect, schimb semnul și când încă o dată cu minusul de față, rămân x plus 4. Totul supra. 5x, am ajuns la al doilea modul, rămâne așa, și cu minusul de acolo schimbă zemul, plus 3x minus 1, plus 1, hai să zicem de dată, plus 1, ducem pe minus 1 parte cealaltă, plus 1, mai mare care decât 0. De sub, cealaltă, 2x, plus x plus 4, supra, 5x plus 3x, minus 1, și minus 1, mai mic egal decât 0. Și apoi 5x plus 3x minus 1 diferit de 0. Sistem. Echivalentul. Sistemul devine. 3x plus 4. Așa, de acord. 8x minus 1 plus 8x minus 1. Corect. Noi este bine? Deci 8x minus 1 și am amplificat acolo, totul supra 8x minus 1. Corect. Și? Tot cu 8x minus 1. Acum e 3x minus 8x minus 5x. Da. Spunem minus 5x. 4 plus... da, plus 1. Deci plus 5. 8x minus 1, mai mic egal decât 0. 8x minus 1. 8x minus 1. De fel de 0. Acesta este sistemul. Echivalent cu... Așa. 11x minus 11 plus 3. Totul supra. 8x minus 1. Corect. Minus 5x. Supra 8x minus 1 mai... Da. 8x minus 1... Deodată x diferit de 1 pe 8. Da? Deodată spunem x diferit de 1 pe 8. Bine. Echivalent.
Acum ai de risut. Acum așa cum zici tu. Deodată vreau să facem semnul, știi? Putem face semnul deodată, fără să luăm numărătorul, numitorul, raportul, semnul, nu știu ce, părintii. Aflăm zerourile pentru numărător și pentru numitor. Ce înseamnă zerourile? Adică acei X care fac numărătorul 0 și numitorul 0. Se vede că ar fi cât aici? Minus 3 pe... Minus 3 pe 11. Și aici cât este? 1 pe 8. Deci, poate reală, să fiți atenți, să vedeți cât de mult doresc ritmul la locul. Deci îmi propun să rezolv din ecuația fără să fac așa cum știți, numărul semnul numărătorului, semnul numitorului, raportul semnul. Și iată cum. Pe axa reală punem în ordine numerele, minus 3 pe 11, 0 în dreptul său, 0, și la 1 pe 8, bară. Știi de ce bară? Pentru că e la numitor. Așa, ceva supra 0, nu are rost. Ei bine, acum eu dacă descoper semnul pe un interval, n-are importanță pe care. N-are importanță. Și cel mai comod este pe zona asta, care aici s-ar afla 0. Deci dau X valoarea 0 aici și obțin 3 pe minus 1, minus 3. Și atunci am minus aici. Deci, nu asta fac eu, mă interesează în urma locuirii lui X cu valoarea respectivă, ce nu trebuie numărul obțin. Minus este aici. Și am ajuns la o primă valoare. Dacă pe asta am întâlnit-o de două ori, de patru ori, de șase ori, deci de un număr par de ori, semnul se păstrează. Dacă pe am întâlnit-o de un număr impar de ori, deci de o dată, de trei ori, de cinci ori, semnul alternează. Deci acum ce semn va urma mai departe? Plus. Ea e întâlnită de câte ori ca valoare. Chiar poate să apară din mai multe, dacă aici este mai mult, sunt șanse să apară 0 ăsta, 1 pe 8, din mai multe anulări. Poate să fie asta pe lângă, o să vă dau și un exemplu cât de curând. Deci acum ce se voi pune aici? Plus. Și te uitai un pic nedumerită, o să fie așa? Hai să dăm un 1, mă cu valoarea de aici. Cred că 1 este situat aici. Și hai să locuim. 11 plus 3, 14 supra este pozitiv? Da. Pozitiv, nu am nicio treabă. Deci, face, cu ce semn mă duc? Plus. Așa. Vrei să te convingi? Te convingi acasă, da? Dă-i valoare de aici, de zona asta și o să vezi că este bine. Și acum, trebuia să fie cu mai mare egal decât 0. Cu mai mare egal decât 0, citim de aici. Minus infinit. Așa. Unde să scriem noi? Hai, pune aici de la prima. Să spunem de la prima inecuație, X aparține de la minus infinit la minus 3 pe 11. Așa, inecuația închisă acolo foarte bine procedat, reunit cu 1 pe 8. 1 pe 8 la plus infinit. Și cu asta am răspuns la prima. La cea de-a doua inecuație cred că răspund foarte rapid, nu? De data asta, repede, descoperi șmecheria asta, merge la cât se poate de repede. Care este mai întâi 1 pentru numărător și 1 pe 8. 1 pe 8, bun. Bară, dau încă 8 pentru că știi tu de ce. Și acum, găsește tu un interval care îți place cel mai tare. Cel mai mult îți place să-i dai X valoarea 0. 0 s-ar afla în zona asta. Nu? Pe aici la fază 0. Așa. Chiar pune în dreptul 0 și spune ce fel de număr obții. Locuim prin 0. Minus 5. Deci e minus 5 și minus va fi tot timpul. Apoi ajuns la 1, o dată întâlnit-o plus. Și pe un minus. Fără nicio emoție. Dacă vrei să te convingi că e lucrat bine, dai X valoarea 2 de aici. Dacă dăm X valoarea 2 de aici din zonă, să vedeți că se întâmplă. Deci X aparține cu ea acum, de la? Așa. Reunit cu 1 pe 8, plus infinit. Cu 1 plus infinit. Foarte bine. Și X diferit de 1 pe 8. Acum ar veni de prisos, mai spune că am avut grijă noi de fiecare dată ce am pus la 1 pe 8. Dar trebuie să-l spui și ei bine. Deci rezolvăm prima inecuație. Am găsit răspunsul. Am rezolvat a doua, am găsit răspunsul. Da, noi X-ul am spus, ce începem discuția,
următoarea precizare, că X și-a voie de la minus infinit la minus 4. Atât. Minus infinit, minus 4. Deci ce o să facem acum? O să dețin zona comună, acest interval de studiu, cu tot ce am găsit aici. Deci pe axă reală, o să încerci acum să găsești, să distribui valorile acelea, toate, mai întâi cred că e minus 4, da? Minus 4, apoi minus 3 pe 11, apoi 1 pe 8 și în sfârșit 1. Acestea ar fi valorile în ordine, da? 1. Și noi lucrăm de la minus infinit la minus 1 pe... de la minus infinit la minus 4. Asta e internul. Tu ai găsit minus infinit minus 3 pe 11. Așa, mai dedesubt ca să nu fii peste cealaltă. Și 1 pe 8 plus infinit. Ai mai găsit minus infinit 1 pe 8. Așa. Și 1 plus infinit. Și acum cercetăm să vedem unde sunt trei linii suprapuse. Exact, de la minus infinit la minus 4. Deci soluția, pentru că ar trebui să scrim în dreptul său, soluția 1, să spunem, da? Soluția 1, i se aparține intervalului, care interval? Minus infinit, minus 4. Să încercăm acum să discutăm pe ce interval, cazul 2, deci notăm cazul 2, x aparține. Care este al doilea caz? Unde, în ce? De la minus 4 la 1 pe 3. De la minus 4 la 1 pe 3. Și zicem, sistemul devine, da? Sistemul devine. Sistemul de inecuație. 2x minus, ai ajuns la modul minus x minus 4, deci timpul este rămâne așa, foarte bine ai gândit, 5x minus plus 3x minus 1, bine, 4 lumea urmărește, plus 1 mai mare egal decât 0, a doua inecuație,
Deci 5 pe 9, 1 pe 8. Ai pus, ai luat o valoare 0, tot 0, da, nu? Așa. Ia să vedem. E bine, da? 0, gata. Acum nu știu dacă ai făcut bine, dacă 5 pe 9 e în stânga, 1 pe 8. Adică 5 pe 9 ar fi mai mic decât 1 pe 8? Păi ia să, păi da, ia să vedem. 5 pe 9 mai mic decât 1 pe 8. Să vedem dacă este așa. Mai mic decât 9. Bă, nu e adevărat. Înseamnă că e greșit aici. Nu merge. Deci 1 pe 8. Așa, tot iau asta. Aveți grijă să... La poziționarea numelor. Că asta, dacă ne-a pus aiurea acolo, am dat totul peste cap. Multă grijă. Deci 1 pe 8. 5 pe 9. Și cum trebuie să fie, mai mare ca 0. Înseamnă de la minus infinit să răspundem. X aparținând la minus infinit la... Da. Da. Cinci pe nouă la plus infinit. Să vedem și pentru cealaltă inecvații. Asta încerc acum, nu? Încerc eu să vedem. Care ar fi zeroul pentru numărător? E minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7. Și 1 pe 8. Da, acolo este 0. 0. Pozitiv. Deci pui plus. La minus 3 pe 7, 0. Și aici bag. Da. Răspundem. Așa, acum trebuie să vedem intersecția. X și unde am spus că aparțin, pentru că am respectiv și ce am găsit. Atenție la distribuirea numelor pe axă. Minus 4 punem. 1 pe 3 pe acolo undeva. Apoi ne uităm aici. Ai 1 pe 8. 1 pe 8 ori unde să-l pui? Înaintea 1 pe 3 sau după 1 pe 3? E mai mic 1 pe 8. E mai mic, sigur că da. 1 pe 8, apoi 5 pe 9, unde să-l punem pe 5 pe 9? O fi din coace de 1 pe 3, o fi înainte, ia vezi tu. Deci, ia vezi, 1 pe 3 mai mic decât, 1 pe 3 mai mic decât 5 pe 8, 5 pe 9. Ca și cum aș spune că 9, ca și cum aș spune că 9 mai mic decât 15. Da, da, el la ce are tot. 3 mai mic decât 5, adevărat. Adevărat. Deci îl pui în partea dreaptă. 5 pe 9. Minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7, să vedem unde îl poziționăm. Înainte acolo, sigur că da, minus 3 pe 7. Alte valori mai vedem, așa care sunt? Nu. No. Hai să marcăm. Minus 4. Nu, no, nu, no, nu. No. Minus 4, 1 pe 3. Minus 4, 1 pe 3. Apoi, minus infinit, minus 1 pe 8. Corect. Hai, uite așa. Minus infinit, minus 1 pe 8. 5 pe 9 plus infinit. Și minus infinit, minus 3 pe 7. Minus infinit, minus 3 pe 7. Și 1 pe 8 plus infinit. 1 pe 8, da, 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 da. Deschid la plus infinit. Să vedem câte avem noi. Una, două, trei. Trei minuți. Minus 4 la minus 3 pe 7. Deci soluția la cazul 2, spunem x aparține, soluția 2, x aparține de la minus 4 deschis la minus 3 pe 7. Cum a fost la minus 3 pe 7? Închis.
Corect. Ai găsit undeva închis și atunci îl răspunde. În sfârșit, suntem acum pe ultimul, nu? La ultimul caz. Ultimul interval. Da. -6 - 4 5x - 3x + 1 Ia să vedem dacă e bine, hai să vedem. Deci de aici e negativ și cu minusul din față face plus. Și atunci rămâne ca și noi. Așa, cealaltă. 2x - 6 - 4 / 5x - 3x + 1 -1 Așa. Și 5x - 3x + 1 Sistem. Echivalent cu... Hai, toată lumea să începe și sper, dar și independent. De acasă vă duceți la plus, dar vedeți dacă corespunde. Plus 2x + 1 / 3x + 1 - 2x - 1 / 3x + 1 și trebuie să fie diferit de minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2, da? Bine. Echivalentul. 3x - 3 / 2x + 1 - 0 - 5 - 3x + 1 E que vale, hein? Agora se vedem. Uno. Menos um para dois. Dau numai negativ. Și pe numai plus. Ai început să ai încredere, nu? În sistemul de atare. X aparține de la minus infinit la minus infinit. Da. Mai suspectat mai devreme, dar acum te repet. Reunit cu 1 plus infinit. Așa, să vedem și cealaltă. A doua în ecuație, aici. Prima este minus 5 în dreptul său 0. Apoi minus 1 pe 2. Acolo e bine. Bară. 0 în dreapta. Minus. X aparține la minus infinit la minus 5 reunit cu minus 1 pe 2 la plus infinit. Exact. Și acum să vedem exact cum procedăm.
menos 5. Și minus 1 pe 2 la plus infinit. Și noi lucrăm de la... Da, soluția este acolo unde întâlnim cele 3 minuți, 3 suprapunere, deci să aparține 1 la plus infinit. Aici este cea de-a treia soluție, deci în soluție care? Soluție 3. Soluție 3. De la 1 la plus infinit, vă rog să nu-mi amintiți, că noi am test. La 1 la plus infinit este? Deschisă. La 1 la 3, dar deschis era la 1. Da. Nu ați... Era deschis. La 1 deschis, da? Da, a fost deschis. Spune-i, dar de unde este 1? Hai să ne uităm și noi. 1, unde a venit? Minus x. Hai să... O această eroare, da? Vă rog să vă fi uitat acolo dacă a fost deschis sau închis la 1. Da. Deschis, da? Bine. Acum, cele trei soluții reunite de soluție 1, soluție 2, soluție 3. Deci vom spune în final, x aparține da? Minus 4, minus 3 pe 7. Soluția finală este de la minus infinit la minus 3 pe 7, reunit cu 1 plus infinit. Aceasta este soluția finală. Deci vă spune că f definită, hai să spunem acum ca, da? f definită pe minus infinit minus 3 pe 7, minus 3 pe 7, închis, reunit cu 1 deschis la plus infinit, cu valori în f. Cu valori în f. Deci aceasta a fost, am aflat în felul ăsta domeniul de ființă a funcției acestea. Pentru început, dacă nu aveam pus la punct strategia de lucru, părea destul de, ar fi părut destul de greu de aflat domeniul de ființă aici. Pentru că apărând aceste inecuații cu moduli, da, ne puneam la încurcătură cât de cât. Dar dacă am înțeles că pot să fie cât 3, 4, 5 moduri nu ne deranjează, tabelul de variație a semnului pentru fiecare, după care scriu ce devine sistemul pe fiecare din cazuri. Ajunând în final cum se procedează, se găsesc soluții pe fiecare interval, în final le reunim și am găsit astfel soluția sistemului de inecuații, care constituie chiar domeniul de definiție a funcției pe care am avut-o, nu? Am avut de stabilit domeniul la funcția aceea, am și rezolvat problema și acum să continuăm cu câteva ecuații, poftim în partea altă. Haideți să ne propunem să rezolvăm ecuații iraționale. Ecuații iraționale. Și la acestea ajungem de foarte multe ori și greșim destul de des. Dacă aveți de rezolvat ecuația radical din 3x plus 1 egal cu 2, cum încercăm să o rezolvăm? Radical din 3x plus 1 egal cu 2. Mai întâi, fiind un radical de ordin par, punem condiția de existență. Deci vom spune 3x plus 1 mai mare egal decât 0, ceea ce înseamnă x mai mare egal decât minus 1 pe 3, deci rezultă x aparține intervalului. Da? Minus 1 pe 3. Și din clipa în care am rezolvat, am stabilit intervalul de admisibilitate, adică unde x și pot să ia valori pentru că există radicalul ăsta,
urmează pasul următor să eliminăm radicalii. Așa vă spuneam, să dedicăm amendamente la a doua. Și ce devine? 3. Da. 3x plus 1 egal cu 4. 3x egal cu 3. 3x egal cu 1. 1. Să vedem dacă aparțin intervalul. 1 aparține, spune. Aparțin de la minus 1 pe 3. La minus 1 pe 3 la plus infinit. Dar nu suntem foarte încântați. Există un pericol. Prin ridicarea la putere se pot adăuga soluții. De ce? Vom accepta pe x, accepta pe x egal cu 1, dar după ce verifică ecuația. Deci de puțin să verificăm în ecuația dată la început. Din radical din 3 ori 1. Așa. Egal cu 4. Egal de 4 și face 2. Ei, abia acum spunem x egal cu 1 este soluție. Abia după ce am verificat. Deci care ar fi pașii de parcurs? Punem condiții, pasul 2. Scapăm de radical, eliminăm radicale. Rezolvăm ecuația, pasul 3. Și 4, verificare. Deci notați. Pașii, da? Sau algoritmul de rezolvare a unei, așa zicem, algoritmul de rezolvare a unei ecuații iraționale. Algoritmul de rezolvare a unei ecuații iraționale. Pasul 1. Condiții. Pasul 2. Pasul 2. Deci pasul 1. Condiții. Pasul 2. Eliminarea radicalilor. Pasul 3. Rezolvarea ecuației. Pasul 4. Verificarea. Să zicem voi prima pe ecuație, radical din radical din 3x plus 1 plus radical din 7x plus 2 egal cu 5. Așa asta ar fi ecuația pe care îți doresc să o prezint. 3x plus 1 mai mare egal decât 0. X aparține de îndelată la minus 1 pe 3, am mai făcut-o, da? La plus infinit. Cea de desubt, 7x plus 2. Nu mai este egal cu 0. 7x plus 2 mai mare egal decât 0. Asta înseamnă aparțin la minus 2 pe 7 la plus infinit. Și acum ce facem cu cele două intervale? Facem intersecția. Ia să vedem intersecția celor două intervale. Punem undeva minus 1 pe 3 și acum să vedem că e minus 1 pe, minus 2 pe 7. Dacă îl pui în stânga, înseamnă că minus 2 pe 7 mai mic. Ia tot un test. Minus 2 pe 7 mai mic decât minus 1 pe 3. Când am vrea minus 6, să fie mai mic decât minus 7. Ce părere ai, e adevărat? Minus 6 mai mic decât minus 7? Nu. Minus 7 e mai mic. Deci nu e adevărat să-l pui aici și îl vei pune acolo. Așa se testează. Nu se compară două fracții. X aparține la minus 2 pe 7? Sigur că da. X aparține la minus 2 pe 7 la plus infinit. Aici vei spune. Rezultă. X aparține la minus 2 pe 7 la plus infinit. Ce vom face mai departe? Se eliminăm radicalul. Pasul 2. Da, pasul 2. Eliminarea radicală. 3x plus 1. Da. Plus 2. Plus 2 radical din 3x plus 1. Spune 7x plus 2. Da. Plus 7x plus 2. Plus 7x plus 2. Egal cu 25. Egal cu 25. 10x plus 3. 10x plus 3. Plus 2 radical din. Așa. 21x pătrat plus 6 și cu 7, 13x plus 2.
plus, da, egal cu 25. Izolăm radicalul, ca să vedem, deci tot ce duce în partea cealaltă, vin 2 radicali din. 21 sfătați, plus 13 de 15, dar 12 slavă, 13 egal cu? Echivalent cu la pătrat, din nou tetraedra radicală. 21x pătrat plus 13x. Mai repede, ritmul mai alert. Ritm mai mare pentru. 121. Da. Minus 110x plus 25 x pătrat. Așadar, ducem totul într-un membru. 4x pătrat, așa, de bine, 4x pătrat, 13x minus 123x și minus, plus 119. Egal cu 0. Aceasta este ecuația pe care o avem de rezolvat. Delta este egal cu 123 la pătrat. Hai repede să vedem cât este. 123 ori 123. Hai, tatăl meu, lucrați acolo, dați-vă drumul la mână. Așteptați să-mi gândea ceva. 23. Că am dus 110 pe 3 și m-am pus în partea cealaltă. Așa? Da. Da. Atunci era cu minus. Câte o dată acolo? Așa și 16 ori 919. Cu ce semn? Cu minus. Pe minus 4 la ce zice, da? Și egal mai departe cu 13.225. Că să fie radical în 13.225. Ia să extragem radical. Din delta egal ăsta, radical din delta? 115, da? Radical din delta 115 și atunci zicem x-ul 2 egal cu 123 plus minus 115 totul supra 8. Da. X-ul este egal cu 138 și prin 4 merge, nu merge pe 4, prin 12. O dată, 9. 119 supra 4. Asta este x1, x2. Egal cu 8, 8. 1. Iată, am făcut primul pas. Am aflat intervalul. De urma condițiilor impuse. Al doilea pas. S-au eliminat radical. Am rezolvat ecuația. Am găsit cele două valori și nu ne bucurăm foarte tare. Trebuie să vedem care din ele se află în intervalul de studiu și care verifică. În intervalul de studiu amândouă s-ar afla. Și 119 pe 4 și 1. Dar 100... Și acum trebuie să vedem. Deci spunem, aparține de la minus 2 pe 7 la plus infinit, aceea, și cea de jos aparține de la... Ei, întrebarea este, pe care din ele o acceptăm? O acceptăm pe aceea care verifică. Hai să verificăm 1, că e mai ușor de verificat. 3 ori 1, 3, 4, 2, 7 și 2, 9, radical de 9, 3, 3 și 2, 5. Deci x egal cu 1, x egal cu 1 este soluție, categoric este soluție. Ce părere aveți de 119 pe 4? Nu cred. Pentru că 119 pe 4
face cam cât vine, 20, 30 aproape, aproape 30, 4 ori 3 fac 120, aproape 30 și 3 ori 30 plus 1, 7 ori 30 plus 2, radical de să fac 5 adunate, nici vorba. Deci x egal cu 119 pe 4 nu verifică. Înseamnă că aceasta nu este soluție. Deci nu verifică. Singura soluție este x egal cu 1. Să vedem o altă ecuație. Radical din x plus 1 plus radical din x plus 2 plus radical din x plus 3 este egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3. O altă ecuație care vă, pe care vă propun spre rezolvare. Da, x plus 1 mai mare egal decât 0. Intersecția lor înseamnă de la minus 1 la plus V. X aparține la minus 1 la plus V. Aceasta este intersecția celor trei intervale. După tehnica care avem, eliminăm radicalii, da? Ridicăm ambii membri la pătrat, să vedem ce este. X plus 1 plus radical plus 1 plus 2. Știi formula de ridicare a trinomului? Da. Nu prea știi, da? Ia să ne amintim totuși. A plus B plus C totul la pătrat. Cu cine? Toate la pătrat. Deci vine A pătrat plus B pătrat plus C pătrat și de-acum. De două ori A ori B plus de două ori A orice plus de două ori B orice. Da? Mă știai. Hai să șterg aici, că atât profesor are și el un rol, nu? Să ziceam? X plus 1 plus X plus 2 plus... Da? X plus... X... Da? Doi radical din... Așa. Egal cu. Așa. Ei, ce părere ai? Nu. Facem grupi. Merită să fii tristă. De ce? Pentru că tu ai ca și intenție să elimini radical. Ai avut câți radical la început? 3? Te-ai ridicat ca așa și s-a păstrat încă 3. Că tu ai mai ia închipuie, ți-am luat că ridici încă o dată la... No. Nu, niciodată nu vei elimini radical. Ok, ok, ok. Nu. No. Face grupul și face grupul, da. Ai, ai, ai. Ce moment greu! Ce moment greu! Iată, șablonul nu merge! Șablonul nu merge! Bate-l focul de șablon, că de foarte multe ori suntem tentați să căutăm șablonul și iată ne face, ne joacă fest. Deci ideea de a imagina radicale, nu știu ce, nu știu cum, nu mai merge aici. Cineva are vreo idei? X egal cu 0 este soluție, într-adevăr. Într-adevăr este soluție. Uitați, dacă mă prind X cu 0 aici, ia vedeți, vine 1. Extraordinar! Deci spunem, X egal cu 0 este soluție, deoarece verifică. Ei, sunteți mulțumiți? Am făcut ecuația? Da.
unică? Asta e! Este soluția unică? Iată întrebare! Nu mai fi și alte soluții? X egal cu 0 este o soluție. X egal cu 0 este o soluție. Dar nu știu dacă nu mai există și altă. Deci dacă e numai ea, să dovedim unicitatea. Să dovedim unicitatea. Cum să facem noi unicitatea? Uite, încercăm. Hai să visăm o chestie. Dacă toată funcția asta, așa, hai să notăm de x. Deci e funcția f de x, e funcția f de x egal cu radical din x plus 1, plus radical din x plus 2, plus radical din x plus 3, și visăm. Dacă funcția aceasta va fi injectivă, dacă putem arăta, nu știu cum, vedem noi. Dacă funcția este injectivă, înseamnă că nu sunt doi de x cu aceeași imagine. Cu funcțiile injective nu acceptă două valori distincte cu aceeași imagine. Da? Dacă nu sunt două valori distincte cu imaginea asta, înseamnă că pentru numărul 1 cu radical din 2 cu radical din 3 nu se pot găsi două valori distincte. Nu să fie 0 și altcineva. Și atunci vei singura ce înseamnă funcție injectivă. O funcție se zice că este injectivă dacă x-ii sunt diferiți, imaginele sunt diferite. Deci sunt x-ii la pornire diferiți, imaginele sunt diferite. Deci nu există două valori distincte, x1 și x2, care să aibă aceeași imagine. Asta înseamnă la injectivitate. Da? Condițiile în care vom reuși, găsăm la chestia asta, vom reuși să arătăm că funcția aceasta este injectivă, atunci pentru numărul 1 plus radical de 2 plus radical de 3 nu se vor găsi două valori distincte cu aceeași, pentru această imagine. Deci numai una singură, numai 0. Merită, merită chestia asta. Înseamnă că arătăm logicitatea în felul ăsta. Înseamnă că merită să facem un pic de fapt, dar cum să arătăm că funcția e injectivă? Nu, hai să dăm definiția. F injectivă, dacă și numai dacă, oricare ar fi x1 diferit de x2, deci 2 x diferiți, să rezulte f de x1 diferit de f de x2. Aceasta este definiția injectivității. La x diferiți, imagini diferite. Aceasta se mai da, aplicăm, ce am mai des, aplicăm pe implică Q, non Q implică non P. Adică din astea două egale se rezultă X1 egal prin 2. Scrie și pe asta. E fiind injectivă, dacă și numai dacă. Din F de X1, din F de X1 egal cu F de X2, reiese că X1 egal cu X2. Asta vom încerca și aplicat. Și cel mai des în aplicații, în exerciția asta se aplică. F de X1 cine ar fi? F de X1 X1 plus 1 plus radical din X da X1 plus 2 X1 plus 3 asta este F de X1 F de X2 radical din X2 da radical din X2 da radical din x versus 3. Corect. Egalăm. F de x1 egal cu f de x2. Deci partea asta, partea, f de x2 rezultă. F de x1 egal cu f de x2, echivalent. Echivalent cu? De desubt. Înseamnă toată chestia asta. Care va cu partea cealaltă? Radical din x2 radical din X1 egal cu radical din X2 radical din X3 radical din X3 X2 X2, da. Ei, da, așa este. Dar cum se iese de aici X1 egal cu X2? Ce să facem? Hai, ce ai încercat să faci pentru început? Tu ne aduci în membru stâng. Și egal cu 0.
Ia, punem aici minus, minusul dincolo, egal cu 0. Toți cu minus, egal 0. Nu? Încercăm și chestia asta, vedem ce. Mai tragem din timp. Și acum, ia să văd ce îți vine în minte să faci. Să grupezi pe cine cu cine. Săracul acela, da? Și faci echipe. Ia fă cât de echipe așa, grupă de așa, îți vine. Un pic mai jos să te scris pentru ca să te poți, nu te poți încadra. Hai, să vedem cum o să faci. Asta e echipă. Bine, pun într-o paranteză așa ca să placă ochiului. Plus, alte echipă. Minus. X 2 plus 2. Și plus, ultimul echipaj. Băi, bine, te-ai încadrat foarte. Egal cu 0. Dar oare de ce ar fi făcut așa? Am tras de timp, nu? Hai să recunoști. Ca să dea 0 toată sumă, înseamnă că am decât aparent să-i 0. Hai, dar și numai sumă de numere... Sau... Conjugat. Am auzit ceva. Conjugat. Deci să mulțim la chestia asta, avem A minus B, să mulțim cu A plus B. Deci un pic mai jos, că acum ai mai mult scris. Deci vine radical din X plus 1. X1 plus 1 minus radical din X2 plus 1 pe lângă A plus B, pe lângă radical din X1 plus 1 plus radical din X2 plus 1. Închidem paranteza. Deci aia A minus B pe lângă A plus B, totul supra, sigur că dacă apărat, e tot. Că pe ghiștiți, dacă nu spunem. Vorbește? Perfect. Plus, face la același lucru și la al doilea. Da? Toată lumea este atentă, lucrează fiecare, aplică conjugata, haideți că trebuie să urmărim, să nu greșim. Da. Totul supra. Radical din X1 plus 2 plus radical din X2 plus 3. Plus, în sfârșit, suntem la ultimul echipaj. Radical din X1 plus 3 minus radical din X2 plus 3 radical din X1 plus 3 plus radical din X2 plus 3 plus 3 plus 3 plus radical din X2 plus 3 plus radical din X2 plus 3. Exact. Ei, dar sus aici vine A minus B pe lângă A plus B, face A la 2 minus B la 2. Și ce se întâmplă? Dispare radicalii, da? Hai să încercăm aici, în partea asta, și vom avea X1 plus 1 minus X2 minus 1, totul supra, radical plus radical. Radical minus 1 plus 1. Da. Radical minus 2 plus 1. Plus X1 plus 2 minus X2 minus 2. Da, totul supra. Radical din X1 plus 2 plus radical din X2 plus 3 plus X2 minus 3. Da, totul supra radical din X1 plus 3 plus radical din X2 plus 3 egal cu 0. Ei, ia uitați, interesant apare. 1 cu minus 1 se reduc, 2 cu minus 2, 3 cu minus 3 și apare X1 minus X2. X1 minus X2 supra radical plus radical. Plus X1 minus X2. Supra
Și de la un calcul la altul este în factor x1 minus x2. Și apare x1 minus x2 tot pe lângă. Paranteză dreaptă. Pe lângă. 1 pe. Radical din. Mai repede, un pic de ritm, mai dă drum așa, mai iute la lucru. Așa. Și poți să scrii și frumos și repede. Așa. Egal cu 0. Un produs egal 0 când? E care egal cu 0? Dacă vezi de x1 minus x2. Exact. Și asta mai poate să fie 0 vreodată? Radicalul ce fel de număr este? Un număr pozitiv. Plus ăsta era un număr pozitiv, unul un număr pozitiv, pozitiv aici este plus, plus, plus ăsta, nu poți fi. Egal cu 0, egal cu 0, nu se poate întâmpla. Deci cum este tot timpul ăsta? Dacă vrem, o să putem supra de vechi, mai mare strict decât 0. Asta înseamnă că am prins singura variantă, x1 egal cu x2. Păi nu asta îmi trebuia? Nu eram în foarte tare interesat ca din el de x1 egal cu x2 să ne iasă x1 egal cu x2. Asta era problema mea. Și am și reușit. Am plecat pe el de x1 egal cu x2, mi-a ieșit că x1 egal cu x2. Asta înseamnă că, puteam spune, rezultă că funcția f de x egal cu, rezultă funcția f de x, aceea care am avut-o la început, f de x egal cu radical din x plus 1. Radical din x plus 1 plus radical din x plus 2. Cum este funcția asta? Este injectivă. Injectivă. Și atunci, fiind injectivă, rezultă că ecuația f de x, rezultă că ecuația f de x egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Deci ecuația f de x egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3 admite unica soluție. Are unica soluție. Are o soluție, o singură valoare, există un singur x. Deci are unică soluție. Și cum x0 este o soluție, de sub spunem, cum x, x egal cu 0 este soluție, asta înseamnă că x egal cu 0 este, de fapt, unica soluție. Că nu sunt două valori distincte cu aceeași imagine. Deci o singură x există. Și cum una găsit pe 0, asta este. Deci x egal cu 0 este unica soluție. Ți-a plăcut ecuația asta? Ia să mai vedem încă o dată. Unde este chestiunea de frumusețe deosebită? Încercând tu să te apui de lucru așa foarte tare, ai văzut ce necaz a apărut. Ca la pătrașul a apărut acolo funs radical. Deci nu avem șansă să elimin radical nici cum. Însă, pe partea asta, notând de deci toată funcția asta, e important de la să arătăm că funcția este injectivă. Și atunci, f de x egal cu numărul ăsta, înseamnă că are o mică soluție. Nu este singur 2 de x ca să aibă ca imagine pe 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Un singur x. Funcția injectivă, nu dă voi să existe 2 de x. De o valoare a lui x. Și atunci, ne-am zis ce bine ar fi dacă am arătat injectivă. Dar cum să arătăm injectivă? Definiția spune că o funcție injectivă, dacă la x diferiți, imagini diferite. Păi, implică Q este echivalent cu non-Q, implică non-P. Și atunci am plecat cu f de x1 egal cu f de x2, implică x1 egal cu x2. Ori asta, ori celelalte, sunt echivalente aceste două implicații. Deci, din punct de vedere al tablei de adevăr, P implică Q este una și aceeași cu non-Q, non-Q, adică nu asta, că înseamnă f de x1 egal cu f de x2, implică non-P, adică nu x1 diferit de x2, ci x1 egal cu x2. Cel mai des am aplicat și aplicăm asta. Folosim această definiție. Și am plecat cu f de x1, f de x2, le-am egalat, s-a lucrat aici, am dus tot într-un singur membru, s-a aranjat aici foarte elegant, a ieșit x1 minus x2 în factor, un produs egal 0, numai varianta x1 minus x2 este 0, cealaltă nu poate să fie, am dovedit. Și am arătat astfel că funcția este injectivă. Mai puteam dovedi injectivitatea și într-un alt mod. Cum anume? Probabil f de x cu radical din
1 + x + 1 = 4. Așa. F2 de x = radical. Ia puțin la calculator. Deci e un alt mod de a dovedi că funcția este injectivă. Este și acesta pe care îl propune colega voastră, anume. Deci notăm F1 de x primul radical. Deci notăm F1 de x egal cu radical din x plus 1. Apoi F2 de x F1 de x strict crescătoare. F2 de x strict crescătoare. Așa. Suma lor. F2 de x strict crescătoare. Rezultă f de x este orice funcție strict monotonă este injectivă. Rezultă f de x injectivă. F de x injectivă. Păi de mine! Păi m-a arătat injectivitatea mult mai rapid. Da? Este mult mai interesant așa. Deci, când e injectivă, rezultă că ecuația, chiar așa spuneți, rezultă ecuația f de x egal cu f de x egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3, admite unica soluție. Admite unica soluție. Cum x egal cu 0 este o soluție, de fapt, acolo, x egal cu 0 este și unica soluție. X egal cu 0 este și unica soluție. Și cu asta am terminat. Soluția asta, varianta asta este superbă ca mod de lucru, foarte des aplicată pe la din ecuație, pe la ecuație exponențiale, deci foarte, foarte des aplicăm chestia asta. Și acum să vă mai propun o ecuație, iată, să se rezolve ecuația, radical din 4x pătrat plus 4x plus 1 minus 2 radical din 9x pătrat minus 6x plus 1 egal cu 5. Ce se rezolvă această ecuație? Poftim la încercăm să rezolvăm. Iată o ecuație irațională, da, destul de interesantă. Cum propuneți să o facem? Deci punem condițiile. Da, dar sigur că da, condițiile depinde în parte. Deci 4x pătrat plus 4x plus 1. 4x pătrat plus 4x plus 1. Și 9 plus 4x plus 1 și 6x. 2x plus 1 tot la pătrat. Deci echivalent cu 2x plus 1 tot la pătrat. 2x plus 1 tot la pătrat mai mare egal decât 0. Și cealaltă? 3 plus 1. Tot la pătrat? Păi mi se pare că sunt adevărul ăștia. Ceva la pătrat, tot e mai pozitiv. Deci asta înseamnă că era fix real. Deci înseamnă că aceste chestiuni sunt pare. Păi hai să spunem și mai așa. Echivalent cu radical din 4x pătrat plus 4x plus 1 minus 2. Păi nu o scriu încă o dată. În loc de 4x pătrat, zicem ce? 2x plus 1 totul la pătrat minus 2 radical din 3x minus... Da. Și vine ce? 2x plus 1. Ce vine? Modul. Asta e altceva. Modul din 2x plus 1, sigur că da. Minus 2 modul din 3x minus 1 egal cu 5. Și-am uitat de 2 ecuații cu modul. Extraordinar interesant. Iată, știm să rezolvăm ecuații cu modul, apoi ne ducem la prea repede. Explicăm modulii și dăm nouă valorul. Repede. Hai să văd.
plus 3x minus 1. Da, x egal cu un bb 0 la stânga minus plus. Luăm pe intervale cazul 1. Dacă x-a maximă egală cu 2, trebuie să acceptăm intervalul de studiu. Da. X egal 2 nu este soluție. Cazul 2. Nu aparține de la